Minas Orb, Arthur Frânghian. Hartin Frânghian. Cât își datorează realității, cât e simbol în... În primul traducător și între cei mai prestigioși ai cărții soaptelor este Joaquin Garrigós, care a fost directorul Institutului Cervantes. Joaquin Garrigós mi-a spus, uite ce, tu spui că personajele de ei sunt reale și evenimentele sunt reale. Mie mi-e greu să cred. Și zice, vreau să mă convingi, că altfel nu dau la tipar. Și am spus, bine, hai vină la Focșani, în orașul copilăriei mele, și el a venit la Focșani, cu cartea în mână în cimitirul armenesc, și a găsit personajele unul câte unul. Mergea Minas Orbu cu un felinar pe prin întuneric, noaptea conducându-i pe ceilalți oameni ai Focșanilor. Pe Virginica, care se întregăște de soldat, pe bunicul, pe Sahak Sheitanian, botezat Arab Yusuf, pe tot ceilalți, el găsit în cimitir. Dar, fără să-mi spună mie, a venit la București la slujbă duminica să întrebe de Hartin Frânghian. Hartin Frânghian ăsta este un personaj foarte interesant. Este unul dintre cei mai mari binefăcători ai poporului român. Noi vorbim despre Gojdu și fundația lui. Fundația lui Gojdu, până la urmă, din păcate, a rămas oarecum departe de nu mai spunem de ce. Nostru. Acest om, Hartin Frânghian, s-a născut la 1873 în Anatolia. În clipa în care turcii au chemat pe bărbații armeni la arme, pentru că el a bănuit că vor fi chemați, dezarmați și uciși, ceea ce s-a și întâmplat, a fugit și a ajuns în România. În România a făcut tot felul de munci până când a venit criza și la criză un vas care a naufragiat cu zahăr pe el, el a cumpărat încărcătura pe nimic, zahărul acela, a făcut din el bomboane pe care le-a vândut. Și așa s-a îmbogățit. Și a devenit regele zahărului din România. Avea fabrica de zahăr de la Chitila, fabrica de la Timișoara, fabrica de... Arad era foarte bogat. Umbra tot timpul în smoking îmbrăcat. Era un om extraordinar de bogat. Și și-a făcut și testamentul în anii 40. Un testament de umanitate extraordinară. El lăsa de pildă Academiei Române bani să construiască spitale pentru oamenii de la țară. În fiecare an să se construiască o școală unde să învețe copiii țăranilor săraci. Casa lui fusese unde e acum cartoful acela în fața clădirii Ministerului de Interne. Acolo avea el casa. A venit naționalizarea, a pierdut tot. Testamentul n-a mai devine putut fi utopic. Aplicat. N-a mai putut fi aplicat niciodată. Și a fugit în munți. După ce a murit Stalin, a ieșit din nou de acolo. Și ce să facă el? Vă imaginați, în anii ăia, un om deja de peste 75 de ani a făcut ceea ce a făcut o viață, negustorie. Cum nu mai mergea zahărul, că oamenii fiind supărați și necânduși de cazul în băutură, era nevoie de ceva sărat. Și atunci ce făcea el? Lua nucile, punea mieji pe plită, muia după aia, nu, îi muia în apă cu sare și punea pe plită și vindea nuci sărate. Și din când în când, atunci când erau sărbătorile mari, spărgea nucile, că era un alt armean care îi împrumutase un ciocan de la de cizmărie, de la mic, spărgea nucile în așa fel încât miejii să rămână întregi și venea cu trenul de noapte la București în fața bisericii armene de aici și vindea nucile. Și Joaquin Garrigós a început să întrebe lumea în biserică dacă a auzit cineva de Hartin Frânghian și doi dintre ei, constructorul Jirai Gulbenkian și scriitorul Bedros Horasangian, i-au spus, da, ne-am adus, ne aducem aminte cum pe Hartin Frânghian, îmbrăcat cu smoking-ul lui ponosit,